Numai puțin de 1.900 sălăjeni se aflau luni în carantină la domiciliu, sau cel puțin asta spunea Prefectura Sălăj în raportarea zilnică pe care o face publică. Totuși, comparând datele cu cele din ziua precedentă, când erau în carantină 396 de sălăjeni, numărul carantinaților a explodat. Marți însă, lucrurile iau din nou o întorsătură ciudată, pentru că raportarea indică faptul că în carantină la domiciliu mai sunt 303 persoane. În doar 24 de ore, numărul celor obligați să stea în izolare pentru 14 zile s-a redus cu 706 persoane, fără nicio explicație. La insistențele Sălăjanul TV și după mai multe întrebări adresate specialiștilor din Direcția de Sănătate Publică, Prefectura a venit cu explicații a fost o greșeală de raportare. Conform acelorași raportări, în ultimele 24 de ore în județul Sălaj au fost diagnosticați cu COVID-19 12 sălăjeni numărul total al cazurilor ajungând astfel la 276. În spitalul din Zalău sunt internați 65 de pacienți infectați, doi dintre ei în stare gravă la terapie intensivă și alți 11 suspecți COVID-19. Alți trei bolnavi sunt spitalizați la Șimleu Silvaniei. Conform distribuției cazurilor COVID-19 pe unități administrativ-teritoriale, în 41 din cele 61 de unități administrativ-teritoriale, nu există niciun caz de infecție COVID-19 nevolu în, în 11 există doar un caz alte 6 au mai puțin de 5 bolnavi, o unitate administrativ teritorială are sub 10 cazuri în evoluție, iar în două numărul îmbolnăvirilor a sărit de 10.